Asemenea. Prin ce se remarcă Springul? Un design destul de drăguț, zic eu. Văd piano black pe aici, lucru care mă bucură la Dacia. Îmi pare rău că este încă cu desfăcătorul. Mi-ar fi plăcut să fie aia DC nouă. Super șmecher, mi-a spus Bobby, fiți atenți, are ACC. Sau cum se numește, ăla care păstrează distanța, Jonuțule, și care frânează la mașina din față. Ceea ce mi se pare foarte cool pentru o Dacia. Stați așa că n-am întrebat chintesența acestui vlog. Vreau să știu de la început. How much? Și tu cât ai luat-o? Foarte interesant, fraților, ci că, nu știu, sunt foarte cerute, sunt foarte căutate și au început deja să crească în preț, mi se pare senzațional. Nu-mi dau seama dacă și de la reprezentanță sau doar în piața aftermarket. Ideea este că el a luat-o la 8600 și acum ce o găsești pe la 12.000 de euro. Are 45 de căluți, fraților, închidem garajul pentru că vrem să nu avem bătăile băieților de pe șantier și să nu avem nici contrajur când ne vom întoarce. Vine cu niște oglinjori așa care încearcă a fi sexy. Nu e nasol, ce asta e muștar, cori un portocaliu muștar. Păi da, dar e departe, a? În fine, în orice caz, uitați-vă ce gentuțe are mâncau tata să mănânce. Mi se pare că este foarte cochet. Că îmi trage foarte mult în zona de Smart 4-4 sau Matiz sau Spark. Văd că s-au dus cu portocaliu și pe pârghiile de aerisire, dar o să vorbim de asta când ajungem la interior, fraților. Văd portocaliu și aici, lucru care mi se pare foarte cute. Îi spuneam lui Cori dinainte să intrăm în garaj, că zic, o să fie foarte mișto să filmăm în garaj, că e mititică și nu ne înghesuim cu ea, fraților. Cred că e jumătate din cât e Lambo, nu exagerez. Mă refer la lungime. Evident, cu gluma de rigoare, că n-are cum să fie jumătate. Foarte, foarte compactă, ce îmi spunea Bobby și n-am vrut să văd pentru că știți foarte bine cât de mult cred în prima opinie și că are un portbagaj foarte mișto, dar până la portbagaj hai să vedem din spate. Stopurile cochețele, îmi place că fundul e un pic bombat spre deosebire de Matiz la care când te uiți din spate ți se pare că îl răstoarnă vântul pe drum. Vă spune un fost posesor de Matiz, să nu credeți că vorbesc în necunoștință de cauză. A scris Dacia aici electric, mi se pare că zici că este Arctic, se numeau? Electric Arctic, Jonuțule. În fine, desfăcătorul de bere, din păcate, dar, surpriză, surpriză, desfăcător cu cameră pe spate. Hățu, Jonule, ce ai făcut? Și ăsta ce e? Spune tu că e senzor. Puce, m-am speriat. Am crezut că mai întâi se aude. Știi?